Directorul școlii gimnaziale Dolhești a fost găsit incompatibil de către Agenția Națională de Integritate. Fost consilier local, acesta a participat la deliberarea și adoptarea unor hotărâri ale Consiliului Local al Comunei Dolhești privind un proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, în cadrul căruia soția s-a ocupat funcția de cadru didactic. Ea nu a anunțat la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl avea în adaptarea proiectelor de hotărâre și nu s-a abținut de la vot. ANEI a sesizat parchetul de pe lângă judecătoria Răducăneni cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane. De asemenea, un agent de la penitenciarul Iași este incompatibil. Timp de 3 luni acesta a exercitat simultan atât funcția de agent cât și calitatea de angajat în cadrul unei societăți comerciale.